Cealaltă semifinală, Valencia-Arsenal. Arsenal a fost condus în tur cu 1-0, apoi a revenit și a câștigat cu 3-1 la capătul celor 90 de minute, ceea ce o face pe Arsenal favorită pentru retur. Și aici, la această partidă, avem un om care e într-o situație asemănătoare cu Maurizio Sarri. Nici el n-a câștigat niciun trofeu în carieră. E vorba de Marcelino, tehnicianul Valenciei, însă Marcelino e mai tânăr. Dacă Sarri are 60 de ani, Marcelino are doar 53 și probabil vor mai fi oportunități pentru el. Și pentru că am discutat despre antrenori, haideți să vorbim și de Unai Emery, antrenorul lui Arsenal. Emery stă bine la capitolul trofee. Nici el nu are frustrări la acest capitol. După ce își va încheia cariera, va putea povesti, eu știu, nepoților sau cui îl va asculta, că a câștigat de 3 ori Europa League cu Sevilla și de asemenea că are un titlu cu PSG. Nu sunt trofee majore, e ușor să câștigi titlul cu PSG și de asemenea să câștigi Europa League nu e chiar așa mare scofală, dar cert este că Unai Emery n-a făcut o treabă prea bună la Arsenal. Practic nu se vede niciun fel de progres la jucătorii săi, poate doar eu știu, aceeași frustrare pe care o aveai și înainte urmărind-o pe Ajax. Cotele partidei sunt următoarele. Valencia, o cotă de 1.85, egalul are cota 3.90 și victoria lui Arsenal, o cotă de 3.95. În mod normal, acum judecând ca un parior, ne gândim în felul următor. Valencia, teoretic, e bună pe teren propriu, Arsenal e ceva mai slabă în deplasare, dar chestia asta nu e valabilă neapărat în Europa League pentru Arsenal. Cert e că Valencia, până acum, într-un sezon întreg aproape, a pierdut doar 2 meciuri pe teren propriu. Valencia a traversat o perioadă destul de proastă în ultima vreme. Pierduse la Atletico Madrid 3-2, a pierdut apoi cu Eibar pe teren propriu, a fost a doua înfrângere a sezonului. A venit și înfrângerea asta de la Arsenal, era o situație destul de proastă, însă în weekend a jucat cu ultima clasată, cu Huesca, și a reușit să se impună cu 6-2. Probabil un moral ceva mai bun, însă îngrijorător este că echipa lui Marcelino, care era redutabilă în defensiv, a început să ia multe goluri, inclusiv Huesca, iată, i-a dat 2 goluri. De partea cealaltă, Arsenal a capotat dramatic pe final de sezon cu 3 înfrângeri și o remiză în ultimele 4 etape de campionat și a compromis total șansele de a mai merge în Liga Campionilor sezonul viitor dacă nu va câștiga Europa League în această ediție. Așadar, egal cu Brighton în ultima rundă și la revedere. Primele 4 locuri nu sunt nici pentru Arsenal, nici pentru Manchester United. În situația asta, Unai Emery e forțat să ajute echipa să acceadă în finală. Noi am mai selectat câteva cote și le vedem chiar acum. Gazdele să se califice, iată ce cotă mare oferă bookmakerii la calificarea Valenciei. 3.50, foarte, foarte tentantă această variantă, dar greu de îndeplinit. Unul cu handicap minus 1 asiatic, asta înseamnă că cine ar paria pe Valencia să bată la 2 goluri, dar ar câștiga la un singur gol diferență, am primit bani înapoi. Și peste 9,5 cornere în meci, adică cel puțin 10, o cotă de 1.76. Arsenal e ca o pungă din aceea spartă în care pui apă și țâșnește apa prin toate găurile și mai mult de atât acoperi o gaură și apare alta, eu știu, pui degetul așa pe o gaură și din alt loc începe să țâșnească apa când nu te mai așteptai. Ei bine, nu doar că era foarte slabă în deplasări Ajax, nu doar că în ultima vreme compromitea aproape orice meci pe care îl juca
pe terenurile adverse, ci și defensiv a început să aibă probleme serioase, mai ales în deplasări. Ultimele două deplasări, numai puțin de 6 goluri primite, au fost 3 cu Leicester și 3 cu Wolves. Însă, în Liga Campionilor, în Europa League, pardon, lucrurile n-au stat atât de prost în deplasare pentru Unai Emery. E adevărat, dacă vorbești de întâlnire cu Carabac, cu Vorskla Poltava, acolo a câștigat 3-0, dar au fost niște adversari totuși dintr-o categorie care nu merită să fie inclusă în calculele noastre înaintea acestei partide. E adevărat, în grupe a câștigat la Sporting cu 1-0 și de asemenea mai apoi a bătut și pe Napoli cu 1-0, dar Napoli cred eu că nu era neapărat interesată de trofeu. Deplasări slabe au fost la Bate Borisov, acolo unde a pierdut cu 1-0, și de asemenea la Rennes, unde a pierdut cu scorul de 3-1. Cam astea sunt detaliile, nimic foarte clar pentru cele două formații, nici Valencia, nici Arsenal nu par a da foarte multe certitudini pariurilor, însă noi încercăm următoarele variante. 1 și sub 4,5 goluri, o cotă de 1,57. Mă aștept ca Valencia să încerce să închidă jocul. Arsenal nici nu marchează foarte mult în deplasare. Și pauză sau final 1, o cotă de 1,62. Mergem mai departe, haideți să vedem și o serie de pariuri speciale pentru cele două semifinale de Europa League. Așadar, avem câteva pariuri un pic mai creative. Spre exemplu, la Chelsea cu Frankfurt, Hazard să șuteze de cel puțin două ori pe spațiul porții, o cotă de 2,37. Vă spuneam, probabil unul din ultimele meciuri pe care le mai joacă Hazard la Chelsea și ultimul pe teren propriu. Chelsea-Frankfurt 1-0, scor corect oricând în prima repriză, o cotă de 1,60 și gazdele peste 56,5% posesie, 1,87. Oaspeții peste 1,5 offside-uri, adică cel puțin de două ori să fie surprinsă Frankfurt în offside. Vă aduc aminte, în tur a fost surprinsă în offside de două ori. Probabil se va întâmpla același lucru și acum. Mai pragmatică, Chelsea știe cum să își oprească adversarul și fără să facă un efort foarte intens, foarte susținut. Valencia-Arsenal, gazdele cel puțin 6 șuturi pe poartă, o cotă de 1,87, peste 4,5 cartonașe, adică cel puțin 5 cartonașe meci, o cotă de 1,73. Peste 15,5 șuturi pe poartă, lovituri de poartă, pardon, adică outuri de poartă, e o cotă de 1,87. Gol între minutele 75 și 90, 1,85. Gazdele să aibă mai multe cornere, o cotă de 1,40. Cam astea sunt detaliile. Haideți să mergem mai departe și să vedem care sunt supercotele pariuri 1x2. Încercăm și cote un pic mai curajoase. O să începem cu un meci de basket din Superliga Turcă. Anadolu Efes joacă pe terenul unei formații care încearcă să prindă play-off-ul, Pinar Carisiaca, peste 167,5 puncte. Anadolu Efes cam are probleme pe terenul acestui adversar și am putea avea o partidă disputată. Newport contra lui Mansfield, aici avem un gol marcat de Matt, îl cheamă, este numele său. E cel care a marcat în etapa precedentă, în ultima etapă, vorbim de play-off în Liga a 4-a. Jamil Matt, un jamaican care prin gol marcat în ultima etapă i-a asigurat lui Newport calificarea în play-off, acolo unde este Liga a 4-a în momentul de față. Și Chelsea-Frankfurt 1 și ambele marchează, e o cotă de 3,05. Mergem mai departe.
departe, haideți să vedem cota de 2 a zilei. Încercăm să nu ne complicăm, să jucăm cât mai simplu la acest bilet în cota 2 și am ales drept urmare următoarele partide. Chelsea-Frankfurt 1, Viborg cu Fredericia 1x și Valencia-Arsenal peste 1,5 goluri, în final obținând o cotă de 2, pe care, așa cum știți, am luat-o din oferta Sportingbet, sponsorul acestei rubrici. În oferta lui sponsorului nostru Sportingbet veți găsi multe lucruri atractive. E unul din site-urile cele mai bine făcute și cu o ofertă foarte, foarte generoasă, cu pariuri speciale, cu o mulțime de chestiuni interesante. Haideți să mai vedem câteva mesaje. X2 și ambele marchează la Chelsea, o cotă bombă, ne scrie un telespectator. Nu știu care ar fi logica din spatele unui astfel de pariu. Arsenal se califică, scor corect 2-1, ne scrie Adi, un prieten al emisiunii. Chelsea-Frankfurt peste 4,5 cartonașe galbene. Newport 4+, să vedem ce mai avem. Arsenal peste 2,5 cartonașe roșii, ne scrie un telespectator. Greu de crezut că s-ar putea întâmpla lucrul acesta. Poate galbene, dar roșii, greu de crezut, 3 cartonașe roșii într-un meci. Hai să mergem și la ultima rubrică, să vedem ce mai găsim în oferta pentru mâine. Așadar, ajungem în cet